Au început lucrările de construire la noul sediu al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia din municipiul Călăraș. Noua clădire va fi ridicată chiar lângă actualul sediu și va avea aproximativ 1800 de metri pătrați, cu 5 niveluri de aproximativ 350 de metri pe etaj. Valoarea totală a investiției este de peste 5 milioane de lei, iar fondurile provin din bugetul propriu al instituției. Suntem în plină activitate, deja avem săptămânal comandamente cu constructorul, fiindcă avem un termen destul de ambițios de finalizare, e vorba de 12 luni. Noi am predat amplasamentul undeva în vară, în august, și sperăm să ne încadrăm în cele 12 luni de derulare. Contractul de achiziție de lucrări a fost adjudecat de o firmă din București. Sunt datele, nu știu exact cum se numește, și sperăm până chiar dimineața m-am uitat pe graficul ăsta de lucrări care ne dă emoții. Sperăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm cu demisolul, să ieșim la suprafață. Deja oamenii au făcut, săptămâna asta vor turna șapa de egalizare. O chestie pe care vom începe să construim și au adus fiarele să înceapă să împletească la ele. Și sperăm 12, hai să zicem, poate lunile de iarnă, când se va opri, se va suspenda construcția, să fie vreo 15 luni maxim. Au cumpărat întreprindă din Călăraș? Cum? Au cumpărat întreprindă? N-au voie asupra întreprindă. Ce fac ei în interior? Ce fac ei în interiorul contractului? Nu. Deci noi n-am avut licitație cu subcontractare. Am avut, de fapt am avut doar, avem doar două secțiuni, una la lift și una la, nu știu, la curent slab, mi se pare, la asta. Acolo le-am permis subcontractarea, restul e treaba lor. Noi avem un singur responsabil, constructorul, numai cu el discută. Nu, erau curios dacă muncitorii care lucrează acum sunt la vizei la din București sau undeva, sau erau la Nicălăraș. Dacă sunt pe listele lor, pe statele lor de funcții, nu știu. E posibil să-i fie angajat de pe aici, din Călăraș, că să ți-l aduci, că mai ales că n-am văzut dacă au barăși, nici nu știu unde dor. Da, au, deci există aici organizare, deja au paznic, au lucrări. Până. În orice caz, ideea este că le-am spus, lucrăm, banii avem, doar voi să lucrați și să finalizați lucrarea. Banii sunt, deci nu sunt, nu e o lucrare subevaluată, evident că nu este nici supraevaluată, dar este un preț just și acoperitor, pentru, mai ales pentru nebunia cu 114 în care s-a mărit salariul minim pe construcții. Deci noi am găsit toată înțelegerea la Consiliul de Dezvoltare. Județul Călăraș, membrii în Consiliul de Dezvoltare au fost alături de noi și ne-au susținut, așa încât să mărim valoarea contractului pentru a acoperi această cerință izvorâtă din Ordonanța 114. Veți muta arhiva în nou sediu? O parte importantă din noul sediu va fi afectată arhivei. Cel puțin demisolul și ceva spații pe la ultimul led. Practic avem demisol, parter și două etaje. Deci demisolul va avea o componentă importantă de arhivă, plus la ultimul etaj și acolo vom aduce din arhivă. Mai ales că actuala noastră arhivă, care este o parte aici și o parte la Fordoc, a devenit neîncăpătoare. Practic, problema legată de arhivare, de spațiu pentru arhivă, a fost una dintre principalele cauze pentru care am pornit acest demers de extindere a sediului agenției. Clădirea Fordoc, ce se va întâmpla cu ea după ce veți muta arhiva? Clădirea Fordoc va reveni Consiliului Județean. Ei ne-au dat-o pe 10 ani, fără nicio
fără plată. Ea era previzionată dacă lucrurile s-ar fi întâmplat. La momentul ăla se vorbea de regionalizare și așa mai departe. Ea ar fi fost, eu am avut în vizită și miniștri și directori din alte agenții și a spus că se preta de minune la un sediu de regiune. Așa, sediu administrativ, deci nu un sediu cu biroul ăla, sediu de regiune. Aia de reprezentare, așa. Exact. Deci era o clădire impresionantă. Din păcate, noi n-am mai fost implicați, dacă am mai fi fost implicați și în următorul program pentru competitivitate, cu siguranță că am fi continuat alocarea de fonduri pentru restaurarea acesteia. Pe perioada în care am fost acolo, noi am băgat sume importante. Mă refer la puterea noastră de financiară. Am băgat sume importante în menținerea, conservarea acelui sediu. Centrală, arhivă, igienizare. Evident că lucrurile importante de structură, de astea, nu am putut să le atacăm, ne fiind proprietari. Din păcate, ne mai continuăm programul, începând și această investiție, banii noștri sunt puțin pentru a putea să conservăm monumentul, mai ales că de curând Consiliul Județean și-a exprimat disponibilitatea să găsească soluții pentru a reface acea plătire.